Mărit să fie Domnul! Dragii mei, suntem din nou în acel timp frumos al anului când creștinii de pretutindeni sărbătoresc nașterea Domnului Iisus Hristos, când membrii comunităților noastre își aduc aminte cu nostalgie și sunt învăluiți în nostalgie a ceea ce a însemnat pentru fiecare acel moment frumos când din copilărie sărbătoream momentele frumoase ale sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Unii care sunt români mai veritabil vor spune, pe vremea mea la sărbători ne cânta colinde Ștefan Hrușcă. Că fără Ștefan Hrușcă, parcă așa colindele nu sună chiar a colinde. Era chitaristul preferat românilor atunci când venea iarna. Nu știu dacă cei tineri știu cine este Ștefan Hrușcă, trebuia să fi mâncat cărnați în România ca să știe cine e Ștefan Hrușcă. Și noi ne gândim ca și români care erau colindele frumoase, care noi am crescut. De altfel, când noi vorbim despre colinde, oamenii se gândesc la colinde tradiționale. Care? Alea că le cântra Hrușcă, alea erau alea frumoase care noi am crescut. Nostalgia care ne lovește atunci când vine vorba despre sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Alții vor spune că pe vremea noastră la sărbători tăiam porcul și românul veritabil trebuie să taie porcul măcar o dată în an, în special în zona iernii. Deja fiecare român se vede măcelar cu butelia, cu pârlitorul, cuțitul pe lângă el, miroase a Crăciun, zice el. De unde, mă? Păi de vreau să tai porcul. Și în mintea noastră s-a imprimat și s-a asociat aceste evenimente tradiționalo-culturale vis-a-vis de ceea ce înseamnă această sărbătoare, în special din timpul iernii. Nu sărbătorim pe Domnul, dar prima oară facem cârnați, cartaboș, oric și după aceea mergem și la biserică să sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos. Nu este nostalgie care ne lovește și omul se gândește la aceste lucruri. Alții spun, pe vremea noastră, când erau sărbătorile, noi mergeam la colindă. Nu cum merg tinerii azi cu autocarul, așa frumos, în confort. Mergeam pe jos, în ger, în frig, afară, cum era, băteam la ușă la oameni, nimeni alunga unii ne primeau. Mi-aduc aminte că eram copil și mergeam cu tinerii la colindă și după ce colindam foarte frumos, că aveam minte de copii atunci, aruncam petarde în grădina lor. Apoi toate băbuțele ne blestemau și ne înjurau și vai, Doamne, iartă-ne câte am făcut și noi ca și copii. Dar pe vremea noastră, asta așa era nostalgia noastră care era că mergeam la colindă și pe stradă, pe la oameni pe acasă. Mi-aduc aminte că într-un an am fost la toți ortodoxii la colindă. M-am dus cu un coleg, am bătut la casă la un bloc, am luat în vizor și ne-am intrat în blocul acela și la fiecare apartament am bătut la ușă. Ne dați voie să vă colindăm? Unii da, eu am colindat, ce să facă de obligație, nu știu câte un 5 lei ca să ne poată mulțumi și pe noi și am plecat acasă bucuroși că am făcut business la Crăciun. Dragii mei, fiecare cu nostalgia lui când este vorba de această sărbătoare. Alții vor spune care sunt un pic mai vechi, pe vremea noastră sărbători mâncam portocale și banane. Odată pe an, în România, prindeam și noi portocale. Mirosul acela ne-a rămas imprimat. Nu-i bună portocale din Canada dacă nu mânci cum era în România, numai la iarnă, atunci când era un eveniment special și reușai pe sub nașul lui Ceaușescu să bagi o portocală și să ai și tu un sărbător fericite. Ei bine, dragii mei, sunt acestea care ne-au rămas imprimate nouă. Și tradiționalul cultural ne-au rămas așa de imprimate și când vorbim despre vremea această sărbătoare, atâta nostalgie ne lovește. Ce frumos e atunci când vin sărbătorile de iarnă. Această nostalgie, în schimb, se ascunde, dragii mei, chiar și până la lumea seculară. Cei care nu sunt creștini au inventat și ei colinde seculare, pe cum ar fi "It's the most wonderful time of the year", cel mai frumos timp din an. De ce e frumos? Că e frumos, nu știu, e Crăciun, vin fulgi frumoși afară, la noi în Canada nu e chiar așa de frumos, nu e așa de romantic, e un pic mai periculos când dă zăpada pe la noi, dar e frumos atunci când e iarna și se cântă foarte frumos. La rândul lor sărbătoresc filmele specifice sezonului, când e iarna trebuie să fiți la niște filme cum e Home Alone și altele care trebuie să le vadă orice om atunci când vine iarna. Așa este tradiția care o au cei care sunt în lume. Alții vor merge la mall cu brazii frumoși împodobiți, cu moșii care stau să facă poze cu tine pentru bani și asta înseamnă să vină iarna. Și asta gândește lumea de afară cum să privești la iarnă. Alții încă vor spune că străzile trebuie să fie frumos împodobite ca să simți că a venit acel sezon frumos care vine în fiecare an. Și mă mir că mai rezistă curentul în zona noastră, cât tebecuri își pun unii oameni, cât împodobeze jur în jur și totuși vine iarna și fiecare se bucură cu ceea ce se întâmplă. Alții iau o poziție un pic mai radicală și vor spune, asta trebuie condamnat asidu. Nu-i voie nici beculețe, nici brazi, nici moși, nici viesle, nici magi, nici stele. Noi numai pe Domnul Dumnezeu îl sărbătorim. Și unii spun atât, nu-i voie nimic. La sărbătoarea aia de iarnă nici măcar nu menționăm că s-a născut Hristos. Noi facem cina Domnului. Și după aceea, undeva în vară, spune că da, odată s-a născut și Hristos. Unul va spune, păi dacă o scris în Biblie Dumnezeu odată, e destul atât, nu mai trebuie să sărbătoresc în fiecare an. Și fiecare ia o poziție vis-a-vis de astfel de momente și de sărbători care apar.
E bine, dragii mei, așa se împart creștinii pretutindeni vis-a-vis de cum vor sărbători aceste evenimente frumoase care apar. Totuși, un fenomen interesant se observă în viața noastră contemporană. Sărbătorim cu ardoare toate sărbătorile bisericești, dar odată ce trec ele, măturăm casa, spălăm vasele, mai urmărim câteva secvențe din programele frumoase de la biserică, o cântare care ne-a plăcut nouă foarte mult, și apoi rămânem cu amintire că, așa cum se spune în verbul popular, o mai trecut Crăciunul și pe la noi. Și rămânem cu această amintire și ne e de ajuns doar atâta. Apoi ne schimbăm hainele și mergem înapoi la monotonia care ne-a caracterizat până atunci, la goana și oboseala care ne cuprinde pe cei care muncim de zi lumină, încercând să ne facem și noi un viitor în țara în care trăim. Și ne bucurăm că din când în când în an luăm o pauză, sărbătorim. Pe seama sărbătorilor ne bucurăm și noi ca mai apoi să ne întoarcem înapoi la aceleași lucruri care noi le facem de fiecare zi, așa cum zicem noi că e necesar, normal să le facem în viața de zi cu zi. La fel ca și copiii, dragii mei, ne bucurăm de acele cadouri care ni se oferă acum la vârsta noastră, părtășii, întâlniri de familie, dar după ce treci sărbătorile, ne întoarcem și noi la aceeași goană după vânt. Și totuși pe alocuri, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, precum spunea Domnul Hristos, ca un vânt care vine din cotro și merge încotro vrea, vine și animă prorocii lui Dumnezeu și se aude strigarea Duhului Sfânt, vine Iisus Hristos. Se aude strigarea Duhului Sfânt, poporule, pregătește-te. Se aude strigarea Duhului Sfânt în popor, poporule, vin vremuri grele, nu vin zile bune, pregătește să stai la întâlnire cu Domnul tău. Și noi de multe ori rămânem prinși în aceste sărbători și uităm să ne uităm atenți la ceea ce înseamnă revenirea Domnului Iisus Hristos. Asta ne arată că Dumnezeu, ca și un părinte bun, dorește să ne trezească ca pe niște creștini copilăroși, cum suntem noi, care au rămas fixați pe jucăriile noastre, proverbial vorbind, și dintr-o perspectivă mult mai profundă, care planează prin ea aer peste noi, ar vrea Dumnezeu să ne trezească la ceea ce înseamnă realitatea venirii și revenirii Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât niște sărbători care așa din când în când apar și pe noi ne entuziasmează, Dumnezeu ar vrea ca întotdeauna să fim cu inima trează, veghind, să fără să uităm ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos. Ce vă zic vouă, zic tuturor, și anume, vegheați. Doamne, ajută la aceasta. Este un timp frumos, e adevărat, colinele sunt frumoase, părtășiile sunt minunate și cui îi place ca în familie să se întâlnească. Nu condamnăm așa ceva, dragii mei. Dar să nu uităm că Dumnezeu are o perspectivă mult, cu mult mai profundă pentru noi și vrea ca noi să fim pregătiți treji în orice vreme când este vorba de întâlnirea cu Iisus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pentru că observați dumneavoastră din perspectiva apostolică, biblică vorbind, parcă ne-am putea noi autoevalua că suntem niște creștini copilăroși care am rămas la iesle. Suntem niște creștini copilăroși care am rămas la iesle. Ne place la iesle. În fiecare an ne place la iesle, că e frumos. Bebelușul Iisus Hristos născut în iesle, magii care au venit așa de frumos, cântăm așa de entuziasmat, mâncăm cozonaci și mâncare românească și ne bucurăm că mai trecut iară pe la noi sărbătorile. Dar când vorbește Sfânta Scriptură de această perspectivă a nașterii lui Hristos, a intrării lui Hristos în lume, dragii mei, Biblia ne leagă o realitate mult mai profundă, mult mai adâncă de ceea ce a însemnat acest eveniment. Și aș vrea în această seară să vedem cum să nu rămânem niște creștini copilăroși care rămân doar la iesle. Vine sărbătoarea, ne bucurăm, ne îmbrăcăm frumos, mâncăm frumos, iar mai apoi din 26, hai să luăm mai câteva zile, că trece și anul nou, din 2-3 ianuarie încolo, revenim la normal. În fiecare zi muncind, fugând din coace încolo, ne mai aducem aminte din când în când mai ieși și biserică și apoi să ne mai întâlnim și cu frații când o mai fi nevoie. Aș vrea să vedem cum să nu rămânem niște creștini copilăroși care rămân doar la iesle.
Pentru că, vedeți, dumneavoastră, ascultam cu atenție mesajele antevorbitorilor mei și am fost bucuros, surprins să văd că Duhul Sfânt are același mesaj pentru noi în această seară. Suntem bucuroși de sărbătoare, ne bucurăm împreună cu frații, ne bucurăm împreună cu familiile, dar, dragii mei, aș vrea să ne trezim în această seară că nu mai este mult și vine Iisus Hristos și Domnul să ne găsească gata pentru aceasta. Mă surprinde că suntem animați, entuziasmați pentru sărbătoare, dar pentru marea întâlnire, de prea puține ori, mai vibrează inima noi și totuși Duhul Sfânt încă strigă, vine Iisus Hristos pe nori. Doamne, ajută-ne să fim gata. Observați că Apostolul Pavel, în acest pasaj din Galateni, capitolul 4, începe printr-o expoziție în care ne exprimă diferența între două persoane, două statuturi. Este vorba despre rob și este vorba despre fiul din casă, care este supranumit moștenitor. Versetul 1 ne spune, dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân peste tot, ci este sub epitrop și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Într-o familie există această clasă, special în vremea aceea, era foarte bine cunoscută în lumea elenă, în lumea greco-romană. Era foarte bine cunoscut. Multe familii dispuneau de avere și, dacă vreți, își cumpărau robi care erau ai lor. Acești robi erau un fel de echivalent a angajaților din vremea de astăzi. Dar atunci, mai mult cu precădere, erau niște sclavi ai familiilor care făceau toate ce nevoile pentru familia în care ei trăiau. În aceea casă existau sclavii aceștia, robii pentru stăpâni și existau copiii de drept ai familiei. Și Apostolul Pavel diferențiază între aceste două clase, între robi și fii care sunt moștenitori. Robul din casă n-are niciun drept în familia aceea. Literalmente n-are nici măcar dreptul la mâncare. Dacă stăpânul vrea să-i dea, mănâncă, și dacă stăpânul nu vrea să-i dea, nu mănâncă. Că robul n-are niciun drept. Stăpânul are dreptul absolut peste casă. El e stăpân în casă. De aceea lua această imagine Domnul Hristos și spunea, voi, după ce veți face toate aceste lucruri, să spuneți, suntem niște robi? Netrebnici. Am făcut doar ce eram dator să facem. Ce răsplată vreți? Ce bine vreți să primiți? Vreți aplauze? Vreți aclame? Voi ați făcut ce erați dator să faceți. Robul n-are niciun drept în casă. Are un singur drept. Să asculte stăpân și să muncească cât poate. Asta este dreptul robului. El n-are niciun drept. Dacă vrea să meargă la stăpân, să spună, dragă stăpâne, dă-mi și mie voie iarna asta să stau liniștit. Hai fă tu mâncare de unul singur. De ce să fac eu ție mâncare și curat? Fă tu mâncare și curat. N-are dreptul, îl bate stăpânul. El e rob, n-are niciun drept în familie. Fiul din casă, copilul stăpânului, este moștenitor de drept. A lui sunt toate din casă și asupra lui se revarsă toate binecuvântările familiei. Fiul are drept să vină la tatăl, să-i ceară orice vrea, pentru că relația este fiul stăpânului, este fiul tatălui. Prin urmare, fiul poate veni oricând, are nevoie de ceva, să spună tatălui, tată, vreau să-mi dai, vreau să-mi faci, te rog să-mi dai lucrul acesta. Și pentru că este fiu, pentru că este moștenitor, a lui sunt toate lucrurile. Când vorbea Domnul Hristos pe spilda aceea a celor doi fii, cel risipitor și cel care a rămas acasă, vine cel mare supărat, tată, eu ți-am slujit ca un rob, toată ziua am trudit pentru tine, nici măcar un ied nu mi-ai dat să mă bucur împreună cu prietenii mei. La care tatăl îi dă replica, fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Păi tu ești moștenitor. În urma trecerii mele din viață, tot ce am eu, cui să rămână dacă nu ție ca fiul meu? Tu ești pe drept moștenitorul familiei. Și Pavel face această distinție între fiu și între rob. Sunt două statuturi complet diferite. Dar când este vorba despre fiu, mai există o nuanță care Pavel o face. Putem să avem un fiu moștenitor nevârstnic, încă copil, încă mic, și poate să fie un moștenitor care acum este mare. Nimeni nu pune averea familială în mâinile unui copil.
Ca și părinți, nu le dăm copiilor noștri cardul nostru sau banii, pentru că nu au capacitatea să le gestioneze. Încă au nevoie de ajutor să fie învățați cum să facă, ce să facă, unde să ducă. Și noi îi îngrădim ca să-i ajutăm să crească cum trebuie. Vine o vreme când cresc mai mari și ca bucurie, ca și părinți, învățăm să conducă. Le dăm mașina pe mână, îi trimitem pe ei la cumpărături și ne bucurăm că în final ce am investit noi, acum ne plătește înapoi. Slavă Domnului! Și ne bucurăm de copiii care ne-a dat Dumnezeu. Acum au crescut mari. La o vreme mai târzie, deja creăm un testament în care pregătim pentru ei ce e a nostru să rămână lor. Că de altfel, pentru noi, plecăm la Domnul. Cine mai rămâne nou? Că nu luăm nimica cu noi. Observați, fiul poate să fie nevârstnic sau poate să fie matur. Și Pavel spune, ci este sub epitrop cel care este nevârstnic și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Este un moment, o vreme, când tatăl evaluează că fiul acum a crescut îndeajuns și poate fi încredințat cu averile familiale. Până atunci îl îngrădește. În contextul acela, epitropul era un fel de om special care îl învăța, dacă vreți, didactic pe copil. Făcea lecțiile cu el, învăța filozofia vremii și îngrijitorul era managerul casei. Avea totul pe mână și el se ocupa de întreaga familie. Ei, omul acesta avea grijă de fiul stăpânului. Știa că el este moștenitorul. Măcar că acest îngrijitor era managerul, avea în mână toate cheile casei, el nu avea nimic, că era doar un rob. Cel ce era micuț în fața lui era stăpânul viitor, el era moștenitorul care avea să vină mai departe. Și Pavel face această distinție necesară pentru noi. De aceea, în această seară, dragii mei, vreau să vă spun că și noi suntem între aceeași oscilare. Nouă ne place foarte mult religia, ne plac foarte mult regulile, să fim îngrădiți, să fim blocați, să n-ai voie, să n-ai voie, să n-ai voie. Pe când Dumnezeu ne cheamă să avem o relație vie cu Dumnezeu. Diferența între rob și fiu este una de relație, dragii mei. Robul n-are nicio relație cu stăpânul, afară de faptul că este robul său. N-are de ales decât să tacă și să facă. Fiul, în schimb, stă în părtășie cu tatăl. Fiul stă la masă cu tatăl, fiul mănâncă împreună cu tatăl, fiul are relație cu tatăl. Așa suntem și noi în vremea în care noi trăim. Ne place mai mult religia decât relația cu Dumnezeu, pentru că o religie, dragii mei, nu te costă. Noi spunem, păi te costă mult. Nu te costă. Religia e foarte simplă. Fă cu tare și încolo trăiește-ți viața liniștit. Noi spunem, păi te costă. Costul este mic, nesemnificativ. Cu relația. Copilul meu are îndatoria să trăiască în acord cu voia mea din casă. Are relație cu mine. Copiii altora care vin pe la mine n-au nici o legătură cu relația dintre mine și acel copil. El poate veni, mănâncă, pleacă, dar copilul din casă are viața legată de mine. Observați, dragii mei, relația costă. Religia e foarte simplă și nouă ne place o religie. Mai degrabă spunem ce să fac, regulile, când să merg, când să mănânc, unde să mănânc, ce să nu mănânc, ce să nu îmbrac. Și atunci, dacă le fac pe acestea, lasă-mă încolo în pace să-mi trăiesc viața mea. Dumnezeu vrea o relație cu noi, care suntem acum numiți copii, fii ai lui Dumnezeu, înfiați prin Domnul Iisus Hristos. Relația mă responsabilizează, mă leagă de Tatăl și mă face să trăiesc în acord cu voia, natura lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Apostolul Pavel ne prezintă, dragii mei, că această dinamică se leagă de ceea ce înseamnă nașterea Domnului Iisus Hristos. Acest eveniment al nașterii prescrie pentru noi această dinamică dintre robi și dintre fii, care acum putem să ne numim prin ceea ce înseamnă nașterea Domnului Hristos. Dar vă spuneam că noi de multe ori devenim niște creștini copilăroși care rămânem doar la iesle. Ne place foarte mult sărbătoarea, ne place să mâncăm cozonac, să stăm cu familia, să cântăm colinde, ca mai apoi când se termină colindul să mergem mai departe la viața noastră. E bine, Dumnezeu ne cheamă la maturizare.
botezare. De aceea ne spune 1 Petru capitolul 2 despre acel proces minunat al creșterii spirituale în versetul 1 până la 3. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Dumnezeu vrea ca noi să creștem. Suntem copii al lui Dumnezeu prin Hristos, dar suntem chemați să creștem în maturitate, să devenim creștini maturi, nu copilăroși care ne supărăm când ni se ia jucăria și când nu ni se face pe placul nostru. Suntem chemați să ne maturizăm. Și întrebarea este, cum să nu rămânem niște creștini copilăroși care rămân doar la iesle o dată pe an când vine sărbătoarea? Observați trei lucruri care ne arată textul acesta. În primul rând, dragii mei, creștinul copilăros care rămâne doar la iesle este creștinul care iubește ABC-ul. El se bucură doar cu ABC-ul. Versetul 3 ne spune, tot așa și noi când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Expresia grecească pentru învățături începătoare este expresia pentru un șir de litere puse împreună, literalmente alfabetul. Creștinul care rămâne doar la iesle, copilăros fiind, este acela care îi place alfabetul. Gândiți-vă la un om, merge la școală, grădiniță clasa 1, a 2 până la 12, învață ABC-ul și știe pe de rost. Merge la facultate, își ia licența, masterat și doctorat. Și acum îl vezi pe acest om care este așa de supraeducat într-o școală, stând cu o carte scrisă și citind litere. A, B, C, D, T. Te gândești, mă, da, tu de atunci n-ai mai crescut? Ai rămas... Dacă știi toate literele, de ce nu mergi mai departe? Citește cuvinte, propoziții, fraze, citește paragrafe întregi, iluminează-ți mintea. Dar acel om care rămâne doar la ABC este un om copilăresc care refuză să crească. Sfânta Scriptură ne prezintă care este ABC-ul credinței noastre. Evrei capitolul 5 ne spune că noi suntem chemați să ajungem la statura de om mare, de plinătate. Mai apoi în 6 cu 1 ne spune, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos. Expresia aici, învățăturile începătoare ale lumii, cuvântul cosmo al lume, este cuvântul pentru un sistem organizat. Învățăturile începătoare bine sistematizate este expresia, care ne zice acum mai departe apostolul Evrei, care sunt ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Dragii mei, acestea sunt doctrinele de bază care le găsim în Sfânta Scriptură. Sunt absolut esențiale, necesare și bune pentru viața noastră. Dar dacă rămânem doar la ele, noi n-am depășit ABC-urile credinței. Dacă noi ar trebui ca în fiecare an să reluăm aceleași învățături, fără să putem să mergem mai departe, înseamnă că avem o problemă la capitolul maturizare. Și, dragii mei, vom spune, păi, să zică predicatorul altceva, să predice despre lucruri complexe. Dar eu mă întreb, dacă am intrat în cartea Daniel, în capitolul 9, în capitolul escatologic, cele 70 săptămâni, să împărțim timpul, ce înseamnă imperiile care au fost cele 4, cum le vede Daniel, cum le exprimă el, ce înseamnă urăciunea pusirii în perspectiva vorbii Domnului Iisus Hristos. Mă întreb, câți dintre noi am ține pasul? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mă întreb, câți dintre noi avem nuanțele așa de bine înmagazinate încât putem să facem față la referințele care sunt date? Dacă nu, e un exercițiu intelectual foarte frumos, dar în inima noastră încă n-a pătruns capitolul maturizării. Creștinul copilăresc care rămâne doar la iesle este acela care place ABC-ul. Ia-mă în fiecare an cu ieslea, cu îngerii, cu cântările frumoase, cu evanghelia aceea simplă care înseamnă că Dumnezeu mă iubește pe mine și doar atât. El nu vrea să meargă mai departe. Eu îmi doresc în această seară Dumnezeu să ne ajute să creștem.
creștem spre mântuire. Vine Iisus Hristos, dragii mei. Vin vremuri grele, anunță Duhul Sfânt. Și dacă rămânem doar cu niște colinde și întâlniri frumoase, vreau să vă spun, nu suntem gata ca să rămânem în picioare. Avem nevoie să înmagazinăm cuvântul în inima noastră. Avem nevoie să ne cuprindă mintea, sufletul, viața, să ne modeleze cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Dacă suntem bine ancorați în cuvânt, nu ne ia orice fel de vânt de învățătură, dar când ne clătinăm foarte ușor, înseamnă că n-avem greutate în ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Apare o prorocie și te sperii, te bagă în spaimă, nu știi cum să o evaluezi. Asta pentru că nu cunoști bine cuvântul lui Dumnezeu. Apare o știre nouă pe Mapamon, te sperii ce se întâmplă cu țara, cu tare. Asta înseamnă că nu știi bine cuvântul lui Dumnezeu. E adevărat, când cuvânt nu ne scrie negru pe alb de Rusia, America și alte țări, dar ne scrie tiparul vremii în care noi trăim, o putem evalua și o putem înțelege prin Iisus Hristos, care se reîntoarce în curând și față de care eu sunt chemat să veghez în orice vreme. Doamne, ajută la aceasta. Creștinul copilăresc care rămâne doar la iesle este acela care îi place doar ABC-ul. Vrea lucruri simple. Nu mă lua cu învățături complexe. Aia sunt pentru teologi. Nu, dragii mei. Alea sunt pentru toți care suntem în adunare. Toți suntem chemați să devenim niște teologi puternici ca să ne argumentăm și apărăm credința noastră. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească la aceasta. În al doilea rând, dragii mei, creștinul copilăros care rămâne doar la iesle este acela care rămâne strict la ceremonial. Doar atât. Versetul 4 și 5. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Creștinul copilăros citește strict numai născut din femeie. Slavă Domnului! La iesle au venit magii, au venit păstorii, au cântat îngerii în câmpia Betleemului. La iesle era Maria și Iosif. Pictăm foarte frumos și desenăm ca la școală duminicală și ne place atât. Mai încolo, când au trecut decembrie 25, revenim la ale noastre și uităm cum mai trecut iară încă o dată sărbătorile. Dragii mei, acest ceremonial al prezentării nașterii reprezintă o realitate mult mai adâncă, mai profundă, anume că aici nu era un copil, era Dumnezeu care intrase în lumea noastră și intrase pentru mântuirea noastră, mărit să fie numele. Observați sintagma, dar când a venit împlinirea vremii, știți că Iisus Hristos s-a născut la vremea hotărâtă de Tatăl, dar nu doar atât, dragii mei, Dumnezeu a condus istoria să ajungă în locul potrivit ca să-L primească pe Iisus Hristos. Cucerise Roma mare parte din lume, pavaseră drumuri, se pregătea calea pentru evangelizare, era o limbă acum unificată, greaca și latina, și Dumnezeu pregătise vremea pentru evangelizarea în masa bisericii. A venit vremea să se nască Iisus Hristos. Dar, dragii mei, știți că mai este o vreme care are să se întâmple? O vreme care se va împlini? Este revenirea glorioasă a lui Iisus pe nori, când se întoarce mirele, dragii mei. Și pentru vremea aceea, Biblia ne spune că sunt niște lucruri care se pun în ordine. Și când veți vedea aceste lucruri, să știți, vine Iisus Hristos, Domnul, mărit să-i fie numele. La împlinirea vremii se va reîntoarce Mântuitorul, nu într-o iesle, ci vine cu oastea cerească, vine pe nori de slavă și vom vedea cu toți pe Domnul. Doamne, vino cât mai curând. Vine împlinirea vremii, dragii mei. Este foarte aproape Domnul. Întrebarea se pune, tu ca și creștin, aștepți aceasta? Sau ca un copil, îți place doar la iesle? Ne place ceremonialul, cântări, poezii frumoase și doar atât, mai mult nu vrem. Dragii mei, la împlinirea vremii, Dumnezeu, observați, a trimis pe Fiul Său. Asta înseamnă preexistența Domnului Hristos. Niciun suflet care intră în lumea aceasta și se naște, nu există înainte să existe. Noi nu credem biblic, nu avem argument pentru preexistența sufletului, ci fiecare se naște în ziua când se naște. Dumnezeu atunci îngăduie să intre acel suflet în lume. Nu este o cameră cu suflet de pe un umeraș și Dumnezeu a câte unul și-l bagă în lume. Singurul care a preexistat nașterii sale era Iisus Hristos Domnul, care era Dumnezeu etern și Dumnezeu l-a trimis pe El literalmente în lume. A intrat în lumea noastră.
Dar mai mult, dragii mei, nu doar că a intrat în lume ca și un înger, arătându-se în chip de om, trăind printre noi ca un înger, ci El a fost trimis pe Fiul Său, născut din femeie. Observați că Dumnezeu împlinește prorocia din Geneza 3, când Dumnezeu din sămânța femeii avea să aducă un mântuitor. Asta ne spune că El a luat trup ca și noi, a simțit ca și noi, a trecut ca și noi, prin aceleași lupte, năzuințe, nevoi, ca să devină un mare preot pentru noi. Dumnezeu a îngăduit asta pentru noi. Era singurul și este singurul care din veșnicie în veșnicie va avea această uniune, zicem noi, ipostatică. Este de plin Dumnezeu și de plin om acum glorificat, singurul care are această natură. Observați, dragii mei, era Fiul lui Dumnezeu, născut acum, ne spune, sub lege. Observați nivelul de smerenie. Dacă legea emană din Dumnezeu, este imaginea naturii lui Dumnezeu, Hristos s-a născut sub lege ca și noi, îngrădit de lege ca și noi, sub aceea stare ca și noi, ca să ne arate că avea să ia povara asupra Lui, fără de păcat, dar avea să fie exact asemenea naturii noastre, ca în această natură umană să pironească păcatul pe cruce și să dovedească că un duh plin de Duhul Sfânt poate birui firea. Acesta a fost Iisus Hristos Domnul. Și ne spune Pavel, scopul acestei întrupări a fost ca să ne răscumpere pe noi care eram sub lege, pentru ca prin El să căpătăm înfierea. Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru noi, ca noi să devenim fii al lui Dumnezeu prin El. Dragii mei, la Iesle nu vedem doar un copilaș, la Iesle nu vedem doar îngerii și magii, la Iesle eu văd că am devenit și eu un copil al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul, mărit să fie numele Său. Și un creștin copilăros rămâne doar cu Iesle, îi place doar părtășia de la iarnă, încolo, uită că Dumnezeu vrea un fiu în familia sa. Iar în ultimul rând, dragii mei, creștinul copilăros care rămâne doar la Iesle este acela care își uită statutul. Ne spune Pavel mai departe, și pentru că sunteți acum fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești moștenitor prin Dumnezeu. Aici vine toată distinția. Noi ca și creștini, dragii mei, noi nu mai suntem sub legea veche, nu mai suntem îngrădiți sub cele 613 porunci care se găseau și elemente ale legii vechi testamentare. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, cu o natură schimbată din nou și suntem asemenea acelei naturi prin Duhul Sfânt care a fost turnat prin noi. De aceea vă spuneam, nu religie, ci relație cu Dumnezeu. Eu nu mint că nu-i voie să minți, că spune legea că nu-i voie să minți. Eu nu mint pentru că în natura mea, Dumnezeu prin Duhul Sfânt a înscris ceea ce înseamnă natura divină și este antitetic creștinului să mintă. Un copil al lui Dumnezeu nu poate să mintă. Asta se întâmplă când Duhul Sfânt preia controlul vieții tale. Până atunci, ești doar un rob. N-ai niciun drept, ești slab, n-ai niciun curaj. Când devii fiu, când înțelegi că a intrat Duhul Sfânt în tine, când înțelegi că te modelează, te crește, atunci începi să-ți dai seama de privilegiul care Dumnezeu ți-l dă. Sunt bogății deosebite care Dumnezeu ni le dă prin Iisus Hristos Domnul. Fiind acum moștenitori, ni le dă Dumnezeu. Avem, dragii mei, bogățiile Harului care Dumnezeu le dă prin Hristos pentru noi. Avem bogățiile slavei care Dumnezeu le dă pentru noi, bogățiile înțelepciunii care Dumnezeu ni le dă nouă, bogățiile bunătății lui Dumnezeu și toate acestea prin Iisus Hristos care este plinătate de plină a lui Dumnezeu. Creștinul copilăros uită care este statutul său. El rămâne doar un copil pipernicit, nu vrea să crească. Îi place să-i spui tu unde să doarmă, când să stea, unde să stea, când să vină, când să meargă. Creștinul care crește mai mult, care depășește acest eveniment doar ca un eveniment așa frumos de sărbătoare, care vede în el profunzimea lui Dumnezeu, acel creștin devine un copil moștenitor, are îndrăzneală la Tatăl, cere, primește și trăiește cu Dumnezeu la acea înălțime minunată care Dumnezeu are pentru noi. Mă rog, noi să fim acei copii, dragii mei. Pentru că observați, vremea care noi o trăim, o spunea Duhul Sfânt, este o vreme crâncenă și grea.
Se anunță zile foarte grele și dificile. Și dacă noi nu depășim acest ceremonial, dacă noi rămânem doar la iesle, doar la cruce atunci la Paști, doar la templu atunci când e vorba de cele coborârea Duhului Sfânt, atunci la camera de sus, dacă rămânem doar la acel ceremonial și nu trăim în baza acestor realități profunde, dragii mei, când se va întoarce Domnul, mă întreb, ne va găsi oare pregătiți sau nu? Domnul Hristos spune așa de frumos în Luca 21, tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibar de mâncare și cu băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Se întoarce Iisus Hristos Domnul. Și în ziua aceea, dragii mei, nu va fi un prunc într-o iesle, nu va fi pironit pe o cruce, ci vine pe nori de slavă. Biserica glorificată e chemată să-L întâmpine pe nori. Întrebarea se pune, ești un creștin matur, gata să-L întâlnești pe Domnul? Dacă rămâi doar la iesle o dată pe an, îți plac colindele și doar atât, nu vrei mai mult, dragul meu, te vei pipernici în timp, vei scădea tot mai tare, vei pierde părtășia. Dar dacă ca și un copil care îți dai seama de statutul care-l ai, dacă vezi că ești moștenitor și nu rob, dacă înțelegi ce ți-a dat Tatăl prin Hristos, vei crește mergând pe scara mântuirii, prin Duhul Sfânt te vei ancora, te vei întări, vei deveni un om puternic și mare, vei ajunge un om care depășește doar o sărbătoare și trăiește în perspectiva revenirii Domnului Hristos. Dacă la împlinirea vremii s-a născut Domnul, tot la împlinirea vremii se întoarce pe nori de slavă. Dragii mei, împlinirea vremii este foarte, foarte, foarte aproape. Suntem noi oare pregătiți să-L întâmpinăm pe Domnul? Dacă nu, în această seară mă rog, Duhul Sfânt să ne mai cuprindă, să ne îmbrace, să ne modeleze, să ne maturizeze, ca în ziua aceea să auzim strigarea, vino slugă bună și credincioasă, amin.